Dragii mei, continuăm povestirea istoriei, acum vreți să o luați, a cărții și a vieții noastre și suntem la capitolul 12 din partea a doua a cărții, pe care voi ați citit-o și sunt fericit, dar altfel este să vă interpretez. Așa. Deci acest capitol se numește Răzbunările mele ca văcarul pe sat. Numai un oltean putea face așa ceva. Și deci coboram din Germania, după Hirotonie, după ce am stat acolo câteva luni de zile, cum știți, și coborâm la Roma, unde ne-au așteptat mari bucurii, neașteptate. În primul rând, Padre Paolo, adică episcopul nostru minunat. Așa, dragii mei, e bine cum stați acum, trăind ca noi toți din providență. Papa Lucian a fost ucis de anumiți cardinali. Așa că nu mai întrebați pe nicăieri. Îi știu și cum îi cheamă și de ce. Iar Filo, care abia a murit, ca și Cazaroli, Benelli, Brini și alți dușmani ai voștri, sunt cu toții mari masoni. Cu voi, ca și cu mine, Dumnezeu a lucrat minuni. Nu vă temeți! Groaznic să auzi de la episcop așa ceva. Știi? Eu am pus aici o notă. Această știre, în ghilimele, eu am luat-o mereu ca bârfă nedocumentabilă. Dar când în decembrie 2020, deci îți dai seama, Padre Paul, cum am putut să fiu așa, măi copii? Omul ăsta era un sfânt și mai ales nu putea minți din naștere, din instinct. Dar nu e vorba de mințit. Eu am crezut că nu e bine informat. Dar nu putea el să ne spună nouă o chestie atât de gravă și să nu fie informat. În fine, nu l-am luat în serios. Și asta era 1979. Gândiți-vă voi când l-am luat în serios 100% în decembrie 2020. Deci acum 2 ani. Nici 2 ani. De ce? Pentru că această știre mi-a fost confirmată până și de Basilio Grillo Micelli, primatele Bisericii Ortodoxe Italiene, care ca laic, catolic, înainte de a se converti la Ortodoxie, lucrase în Secretariatul de Stat exact în anii aceia. Ei bine, nu m-am mai îndoit. Era adevărat. Papa Lucian i-a fost otrăvit. I s-a pus ce trebuia în ceașca cu cafea. Cum am povestit. Începem bine capitolul, nu-i așa? Mergem mai departe. Padre Lasco îl comenta, râzând ca totdeauna, cu râsul lui ultra înțelept. Dar când i-am citit scrisorile mele adresate din Germania lui Cazaroli și lui Brini, s-a speriat cu adevărat. Maicile la fel. De aceea voi povesti acest episod aici. Nu pentru că ar fi avut vreo urmare, dar mai știi, ci ca să descriu un gest al meu de răzbunare inutilă ca a văcarului pe sat. Am plecat deja din Italia spre Augsburg cu ideea de a scrie o scrisoare dojenitoare persecutorilor din Vatican. Monseniorului Cazaroli, gândiți-vă că Cazaroli era al treilea, al patrulea după papă, să-mi permit eu să scriu o scrisoare, să-l fac cu ou și cu oțet, acest om, superiorul ultra. Și lui Brini, care era superiorul meu direct, episcop, tot una. Mă pun să le scriu, cam pe 13 ianuarie. Dar l-am așteptat pe Gigi până le trimite. Merita să fie întrebat, căci în direct conținutul se referea și la el. Îi le citesc patetic. Le ascultă gânditor și îmi spune doar atât. Nu merită. Nu faci decât să ațâți câinii. Nu vor înțelege mesajul tău și ții mai faci și dușmani. Eu. Păi ce, acum sunt prieteni? Da, el. Nu. Dar le dai document la mână. Ori de câte ori vom merge în Vatican, o să ni le scoată în față, drept corp delict. Așa a fost. Dar eu nu l-ascultam atunci pe Gigi. Gigi avea dreptate. Dar nu m-a convins. Dacă ar fi insistat, dacă s-ar fi opus categoric, l-aș fi ascultat. Dar cu tonul acela sceptic, parcă mi-a dat ghesă să împing carul până în gard. Cu oiștea, bineînțeles. Așa că le pun în plic și le trimit recomandate direct în Vatican. Pe 29 ianuarie. Nu întrebă nimeni. Nici pe Pater Paolo, nici pe Maici și cu atât mai puțin pe episcopul științele.
în casa căruia eram acolo atunci. Eram sigur că m-ar fi oprit. Ori tocmai asta nu voiam. Schisorile mele sunau a dojană, a condamnare, a amenințare metafizică, a încercare de a converti și salva sufletele acestor oameni. Vorbesc foarte serios. Era pentru mine un gest important de apostolat. Auzi tu, m-apucam eu să convertesc pe șefii supremi. Mă vedeam un Justin Martirus sau un Tertulianus scriind un apologeticum împăratului roman. Și iată câteva fragmente din texte. Ca să vedeți. 13 ianuarie 1979. Excelenței sale, Monsignor Agostino Casaroli. Scrisoarea e mult mai lungă, dar eu spun numai secvențele cele mai usturătoare. Doresc să vă amintesc de cei doi studenți români care au ajuns la Roma în urmă cu 4 ani, cu riscul libertății într-un mod miraculos. Printre puținii care i-au împiedicat din toate punctele de vedere, ați fost și dumneavoastră. Nu știu de ce și cum. Așadar, episcopii care au vrut să ne primească au fost invitați să nu o facă. Datele hirotoniei noastre amânate mereu ad calendas grecas. Și nimeni nu s-a întrebat dintre dumneavoastră unde locuiesc și ce mănâncă cei doi. Ne așteptăm ceva mai mult de la Biserica Romei decât de la Biserica Ortodoxă. Acum totul s-a terminat. Mulțumesc Domnului care a reparat el lucrurile. Iată ce vă rog, nu repetați aceleași gesturi rele precum cu noi, cu cei care vor mai veni în Biserica Catolică. Acum paranteză, n-au mai venit alții, au avut noroc. Ajutați-i, chiar și în secret, dacă interesele superioare nu vă permit în mod deschis. Dar să se vadă acel interes patern și prietenos pentru copiii bisericii și mai ales pentru cei care au suferit pentru credință. Ajutați biserica persecutată, pentru că dacă o uitați, va fi posibil ca într-o bună zi să vină persecuția asupra voastră, ca dreptate divină. Pentru că, dacă dumneavoastră veți continua aceeași linie pe care ați avut-o cu noi, veți spori la nesfârșit răutățile cumplite și nedreptățile îngrozitoare care astăzi întunecă trista noastră lume. Și dacă vă răzbunați pe cineva pentru această scrisoare, a mea, înseamnă că n-ați înțeles nimic din discursul meu spiritual și că sunteți de rea credință. Tremur pentru sufletul vostru, focul iadului nu vă va fi de ajuns dacă vă răzbunați pe oameni nevinovați. Mă gândeam la o răzbunare a lui împotriva lui Pater Paolo sau împotriva episcopului Știmfle, care ne-a hirotonit. Acum o dreg. Totuși am auzit că nu sunteți o persoană mândră și că veți gândi într-un mod creștin la modestele mele cuvinte. Auzi ce modeste. Rog pe reverendul secretar să vă dea scrisoarea mea. Vă salut cu drag. Dacă este nevoie, vă iert din toată inima pentru toate. Vă rog să vă rugați pentru mine. Vă asigur de rugăciunea mea afectuoasă și vă îmbrățișez cu drag în Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Semnat Padre Lino Ioan. Adresa: Hoerweg 1889 Augsburg, adică Palatul lui Știmfle, fără să-mi dau seama că l-am băgat pe el direct. Și pe el, da. Gest cu totul neinspirat, desigur. Expresia cu focul iadului, care nu ajunge, tare de tot, am luat-o de la Antimi Vireanu, care însă și l-a aplicat lui însuși și gaz de trădare. În plus, nu este adevărat că mi-am ținut promisiunea. M-am gândit mereu la Casaroli cu mare dispreț. Și după moartea lui, chiar și după moartea lui, i-am trimis o altă scrisoare deschisă ca să-i fie citită înaintea tronului lui Hristos, pe care am publicat-o pe unde am putut și în care i-aminteam de toate crimele morale ale tovărășiei sale, interzicându-i să treacă dincolo de poarta judecății până când am să vin eu ca să ne confrunte pe amândoi Iisus însuși. Ai văzut? Nici pe Monseniorul Brini nu l-am cruțat. I-am reproșat mai degrabă problema rescriptului din 16 noiembrie 1978 în care ni se interzicea slujirea în ritul bizantin, după ce trecusem la ritul latin. Rescriptus care a fost trimis imediat la Augsburg. Prin urmare, chiar și după hirotonire, în deplină sărbătoare pentru nou papă, cineva în Vatican avea mereu timp să se ocupe de noi, în pozitiv sau în negativ.
Pentru mine, acest fapt rămâne un mister până azi. Dar Brini, sigur, semnase un simplu document formal, impus de Cazaroni, o foaie care deschidea ușa încardinării ca latini adevărați în dioceza latină de Augsburg. Birocrația, înțelegeți? Da. Mecanismul surd și orb al birocrației nu putea prevedea nuanțe. În realitate, recunosc, Brini nu a fost adversarul nostru personal, ca în cazul lui Cristea și al prelaților români uniți. Acest fapt apare la distanță, din unele gesturi și expresii prin care și-a demonstrat mai degrabă neputința de a trece dincolo de limitele birocrației. În scrisoare eu i-am reamintit, excelența voastră, când v-am spus anul trecut am suferit atât de mult, mi-ați răspuns, nu noi v-am făcut să suferiți. Cu siguranță se referea la regimurile comuniste și la prelații români uniți împotriva noastră. Oricum nu i-am dat nicio șansă. L-am acuzat așa cum merita. El era șeful și era prea puternic ca să nu poată înlătura orice obstacol în care hilotonirii și a intrării noastre pacifice în Biserica Catolică printr-o simplă semnătură. Ha! Și lui trimit aceeași amenințare ca lui Cazaroni. Dacă vă apucați să reproșați cuiva pentru scrisoarea mea, ori episcop, ori altcineva, nedreptatea va fi atât de mare încât focul iadului nu vă va ajunge ca să vă curețe de ea. Chiar și în cazul lui am vrut să-i pun la adăpost pe binefăcătorii mei, știind Flehnilița, dar mai pe sus de toate pe monseniorul Anoizie Tăutu. După aceea mi-am luat libertatea să-i scriu și asta. Fiți bun. Și ascultați-mă, excelență. Nu vă lăsați purtat de mânie, ambiție și mândrie. Acceptați dragostea și colaborarea noastră sau măcar dați-ne autorizațiile necesare și lăsați-ne în pace. Noi, ca și noastră, înainte de a fi oficiali ai unei instituții, suntem oameni, apoi creștini. Într-o zi vom muri și va fi frumos ca nimic să nu apese pe sufletul nostru. Vă îmbrățișăm în Hristos cu dragoste și bucurie. El să vă binecuvânteze în unire de rugăciuni. Acum, pe urmă, să comentăm, să-mi răspundeți dacă am avut dreptate să consider că aceste două scrisori oricum era și un element de apostolat al meu, de încercare de a converti pe acești imenși șefi sau nu. În fine, să țineți minte că mă interesează răspunsul meu asta. Uite, zic acum, cine știe de ce mă simțeam mult prea puternic? Acum cu hirotonirea pe capul și în inima mea, ca să nu-mi pese de nimic, să fiu în stare să mă iau de piept și cu Dumnezeu, vorba vine. Dar să nu provoc suferințe și neplăceri celor mult prea dragi, scumpi și unici, care m-au ajutat să ajung unde am ajuns. După ce am pus scrisorile recomandate la poșta orașului, merg direct la Iosef Stifle, după, nu înainte. Și Iosef Stifle tocmai ieșea într-o misiune și îi pun plicurile cu copiile în mână. Citiți-le când aveți timp. Nu e nimic special. Da, nu era nimic special. Ai de mine, nu mai povestesc. Amărăciunea cu care mi-a reproșat episcopul Știmpl acest teribil gest, după ce citise și recitise, fără să-i creadă ochilor, apocalipsele mele. Nu se face așa, nu se face așa, nicht so, nicht so, ți-ai făcut dușman veșnici în Vatican, eu nu te mai pot apăra, de ce nu m-ai întrebat că te opream, cum poți să fii atât de naiv, etc. Și acum privesc în duh fața îngrijorată și îndurerată a episcopului Știfle, căruia nici nu i-a trecut prin cap și prin minte să mă adreseze vreun reproș sau amenințare, cum fac de obicei ierarhii cu supușii. El era doar un părinte înfricoșat de viitorul meu, aruncat de mine din nou în mâini puternice dușmane. Și acum, după zeci de ani, îmi dau dreptate, instinctul meu nu greșea. Știfle rămâne un colos, iar Cazaroni, Brini și cei de teapă lor tot niște păduchi pe biata piele a Bisericii lui Hristos. Ha, bineînțeles că n-am primit niciun răspuns scris. De reacția lui Cazaroni nu știm nimic, dar de Brini știm. Cum l-a văzut pe monseniorul, s-a și repezit cu furie, dar mai degrabă cu uimire, să se plângă la el. Cum
de ce să îi scriu eu lui astfel, că el totdeauna a ținut la noi și că ne-a primit cu simpatie ca pe copiii lui și că cererea de trecere la ritul latin am făcut-o chiar noi contra sfaturilor lui, deci eu eram absurd acum să strig contra rescriptului. În fine, nu l-a convins pe monseniorul care nu ne-a mai considerat trădători. Dar Brini avea dreptate, numai pe jumătate însă. Și asta o știa și el foarte bine. N-am nicio remușcare. Cum că l-aș fi tratat în mod de drept? Îmi pare doar rău că nu m-am sfătuit cu Știnfle. Și desigur, n-aș mai fi trimis scrisorile. Cine știe dacă antipatia ulterioară pe care am suportat-o de la ierarhie până astăzi, în 2020, atunci era când scriu, dar și până azi, 2022, să nu fi fost alimentată și de aceste rânduri ale mele. Nu se știe. Numai în cer vom ști. Discreția Vaticanului, adevărata omerta, pe care nici mafia nu știe să o folosească mai bine, se interpune pe veci între tine și opiniile Vaticanului despre tine. Poate dacă ajungi papă și-ți ceri dosarul secret, atunci și numai atunci poți ști mai multe și mai clar. Admite niciodată. E fantastică treaba asta. Oricum, în perspectivă, se poate vedea că am început anul 1979 călcând cu stângul. Ei bine, în fața acestor scrisori, pentru prima oară am văzut pe pater Lazco speriat. Mi-a reproșat blând. Nu trebuia să o faci. Nu trebuia. Atât a fost de patetic că n-am avut curajul să mai anunț și pe pater Paolo sau pe monseriorul de isprava mea. Mai ales că Aloizie Tăutu ne-a făcut o surpriză într-adevăr frumoasă, demnă de el. Luni 2 aprilie, cum ne-a văzut întorși din Germania, ne-a îmbrățișat cu toată căldura. Abia am avut timp să-i remarc. Ah, nu mai sunteți supărat pe noi? Supărat? De ce? Când am fost eu supărat? Bine că v-ați întors! Eu vreau să vă dau copele! Cât de curând și să mă ajutați la noua mea revistă pe care o scot acum, Legea Străboșească, în două limbi, la lege de Iavi. Și așezându-se pe fotoliu unde și-a aprins luleaua, am început să îmbătrânesc. Da, straniu, aveam 84 de ani, ne-am și mirat că deja începuse să îmbătrânească, nu? Și interesant, am început să uit. Comentez în jurnal eu. E minunat. Asta le-a spus. Merg cu voi la congregație să vă repropun lui Brini și cardinalului. Dar mai întâi să slujim Paștele împreună. Aoleu, să dau ochii cu Brini? E, lasă că i-a trecut furia pentru scrisorile tale necugetate. Atunci am înțeles că știa de isprava mea. Vezi, zice Gigi, acu. Răspund, poate să răzbună. Dar până acum, fără scrisori, ce-a făcut? Ne-am înghiat? Între timp sosea Paștele. Am slujit toată săptămâna patimilor de două ori. Cea latină ca săptămână sfântă, cea bizantină ca săptămână mare. Așa a numit-o istoria, așa a rămas.